Un incendiu urmat de explozie a avut loc pe strada Arcului la un apartament situat la parterul blocului 12B. Pompierii detașamentului Slatina au intervenit ieri în jurul orei 19 pentru stingerea incendiului. Apelul la 112 a fost efectuat de o vecină, deoarece proprietarii locuinței nu erau acasă. A sărit în aer de la mașina de spălat și am auzit, bau, a ieșit o vecină, dar nu mi-am dat seama că e la mine. Și... a sărit în aer și gata. Păi uite, priza n-are, frate, nimic, uite, asta a fost priză, eu scos-i. E aici a luat foc. În tablou ei de comandă, știi? Deci nu, priza n-a avut absolut nimic. O echipă de specialiști ISU-OLT s-a deplasat în zonă pentru a face cercetări și a stabili cu exactitate care au fost cauzele ce au dus la producerea deflagrației. La fața locului s-au deplasat două auto speciale de stingere și un echipaj smurd. În momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta mognit la o mașină de spălat și la un covor aflat în holul locuinței. În urma incendiului s-a produs și o explozie care a afectat apartamentul. Este vorba de balconul acestuia și ușile de la și trei uși de interior. Din cercetările executate la fața locului s-a stabilit că explozia s-a produs în urma acumulării de gaz de la materiale inflamabile aflate în mai multe recipiente de spray-uri. În urma incendiului au ars mașina de spălat și un covor, cauza probabilă a incendiului fiind un scurt circuit electric produs la mașina lăsată sub tensiune. La fața locului s-au prezentat și angajații distrigați pentru a face verificări și a stabili dacă în apartament există scurgeri de gaze. Explozia a provocat importante pagube materiale, însă din fericire nicio persoană nu a fost rănită. Nu același lucru se poate spune despre incendiul de ieri dimineață din localitatea Corbu, unde o persoană a decedat. La fața locului s-au deplasat două echipaje de stingere și un echipaj smurd, în incendiu fiind anunțată și o persoană surprinsă în interiorul locuinței. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la bunurile dintr-o cameră de locuit. Proprietarul casei aflat în stop cardiorespirator fiind scos în afara locuinței de cetățeni. Echipajele smurd au început imediat manevrele de resuscitare pentru proprietarul locuinței în vârstă de 68 de ani. S-au executat aproximativ o oră manevre de resuscitare fără rezultat favorabil, bărbatul fiind declarat decedat. Cauza probabilă a incendiului din comuna Corbu a fost jarul căzut din sobă pe materialele combustibile din încăpere.